Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit Washingtonului pentru ajutorul crucial al Statelor Unite ale Americii și sprijinul bipartizan. Acesta a cerut Statelor Unite să trimită două sisteme de rachete Patriot suplimentare pentru a apăra orașul Kharkov și restul regiunii nord-estice atacate de Rusia, relatează EFE și Reuters. În cadrul unei întrevederi cu secretarul de stat american Antony Blinken, sosit în cursul dimineții zilei de 14 mai la Kiev, Zelensky a declarat că Ucraina are un mare deficit de sisteme antiaeriene și că aceasta este cea mai mare probleme în prezent, a adăugat șeful statului ucrainean, citat de Agenția Națională de Presă Ukrinform, conform Alger Press. Noul pachet de armament american va avea un impact pe câmpul de luptă în Ucraina, a declarat Blinken, aflat în vizită la Kiev, într-un moment în care forțele ucrainene se confruntă cu eșecuri pe front, în special în regiunile Donetsk, în partea de est, și Kharkov nord-est, după o lungă întârziere a ajutorului american. Washingtonul a aprobat în cele din urmă un proiect de lege la sfârșitul lunii aprilie pentru a oferi ajutor militar Ucrainei, blocat timp de luni de zile din cauza opoziției unei părți a republicanilor din Congresul American, în timp ce forțele ruse au profitat de superioritatea lor în armament și personal pentru a lansa o ofensivă. Pe termen scurt, asistența este acum pe drum, o parte din ea a sosit deja și va sosi și mai mult, a declarat Blinken în timpul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Noul ajutor va conta în mod real în fața agresiunii ruse în curs de desfășurare pe câmpul de luptă, a adăugat el. Zelensky a mai spus că cel mai mare deficit al Ucrainei este în acest moment în domeniul apărării antiaeriene, transmițându-i lui Blinken că anume Kievul are nevoie de două baterii de apărare antiaeriană Patriot pentru regiunea nord-estică Kharkov, bombardată puternic de forțele ruse. Civilii, combatanții, toată lumea se află sub rachetele rusești, a declarat Zelensky. Președintele ucrainean a declarat că dorește de asemenea să discute garanțiile de securitate cu Statele Unite, pe lângă faptul că i-a cerut lui Blinken să se asigure de sprijinul mai multor țări în cadrul summitului de pace preconizat să aibă loc în iunie în Elveția. Suntem la fel de hotărâți ca în timp Ucraina să se ridice puternic pe propriile picioare, din punct de vedere militar, economic, democratic, a mai subliniat Blinken. O Ucraina puternică, de succes, înfloritoare și liberă este cea mai bună replică posibilă pentru Putin, a apreciat șeful diplomației americane, recunoscând că Ucraina traversează în prezent momente dificile.